ce bine ați revenit pe canalul meu. Mamă, de când am stat aici să filmez, nu știu, mi-a fost așa de dor, mă simt așa, sunt înapoi pe cameră. Am filmat doar chestia aia, filmulețul pentru giveaway și a fost foarte scurt, dar în asta să vă povestesc chestii și am așa de multe chestii de arătat și așa de multe videoclipuri de făcut încât mă simt așa, nu știu, super aglomerată pentru că am prea multe idei, deci am stat să-mi scriu toate ideile de videoclipuri și erau câteva zeci de videoclipuri. Și simt că nu apuc să le fac niciodată, dar da, iată-mă, începem prima bucată. Pe asta trebuie să-l fac de foarte mult timp și tot mi-a zis că-l fac și că-l fac și că-l fac și n-am apucat. Haideți să începem! După cum probabil ați văzut în titlu, astăzi vă voi vorbi despre extensii de păr. Vreau să spun că tot schimbând culoarea la păr, pentru că mă plictisesc foarte repede, am fost brunetă, roșcată, roz, albastră, etc. Am tot schimbat și extensiile de păr. Și mereu mi s-a părut foarte greu, unu, să le vopsesc, să le aduc la culoarea pe care o aveam, pentru că extensiile reacționează diferit la vopsea și, nu știu, arată întotdeauna culoare altfel față de cea de la păr. Și întotdeauna mi s-a părut mai ușor ca brunetul, nu știu, că brunetul era cel mai potrivit pentru extensii, pentru că brunetul e negru și nu avea cum să dai greș la culoarea respectivă. Și doi, mi-am tot cumpărat de pe piață extensii, de la cele mai cunoscute firme de extensii din România și totuși, nu știu, nu rezistă foarte mult, erau foarte subțiri pentru că eu am destul de mult păr, am părul foarte, foarte gros și foarte, foarte des. Întotdeauna extensiile erau foarte puține pentru mine, adică se vedeau pe aici câteva fire, prea subțiri. Am și extensii de pe piața noastră, la îndemână, la culoarea mea, dar am și extensiile despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Extensiile de astăzi se numesc Irresistible Me. Probabil ați mai văzut la vlogărițele din România acest tip de extensii. Văd că au un marketing de asta foarte fain, îi trimit către foarte mulți vloggeri pentru că vor să scoată în lume acest tip de extensii. Ei bine, și am zis că hai să încerc și eu aceste extensii, le-am scris și le-am spus vreau și eu să le încerc, văd că toată lumea le încearcă și na, nu înțelegeam de ce altă feedback pozitiv, pentru că na, cam toate extensiile pe care le-am încercat nu se compară cu astea. Și o să vă arăt și de ce. În primul rând, nu se compară pentru că au o tonă de păr. Extensia asta este o extensie de la o firmă de la noi, ultra cunoscută. Precum se vede, să văd fire printre, e un pic ondulată. Uitați cum s-a făcut aici la vârfuri. Arată nașpa. Acum e mai deschisă decât părul meu, uimitor. Și asta de aia rezistă, băi, sunt ușor încălcite pentru că le-am avut cu mine. O să vedeți diferența de culoare. Acum, extensiile de pe piața noastră sunt astea. Și asta este Irresistible Me, în același număr, da, cu două clipsuri sus, ce au două clipsuri. Și nu știu dacă se vede la cameră, dar aici este mult mai mult păr. Inclusiv observ că toate firele au niște fire scurte la bază și aceste fire scurte la bază cred că dau mai mult volum în partea de sus. Asta odată. În mod normal, un set de extensii care se găsește la noi pe piață vine cu 10 piese din astea subțirele și asta este tot. Dar cele de la Irresistible Me au aceste seturi obișnuite, plus o bucată foarte mișto. Extensiile Irresistible Me vin și cu dita mai bucata de păr. Și este una singură, da, precum vedeți, are bucățile astea de clips. Și este extrem de groasă, este cât extensiile normale de la noi de pe piață, este o imensitate. Eu una nu pot să port decât asta și încă două, trei bucăți, sau numai celelalte bucăți, pentru că este extraordinar de mult. Dar astăzi le voi pune pe toate în păr ca să vedeți diferența. Acum mi-am pus doar bucata din spate, am dat tot părul în față ca să vedeți, deci asta este doar o bucată. Da. O bucată. Și acum vin și cu celelalte bucăți. Asta mai este și ea o singură bucată de trei. Mie deja mi se pare că am prea mult păr. Și acum am mai adăugat câte una de trei în fiecare parte, plus baza aia mare. Și încă mai am, dacă vineți, vă vine să credeți, doar cât păr am. O să mă ridic eu, să mă vedeți. Dar deja am prea mult păr. Așa arăt cu extensiile Irresistible Me, care sunt cam prea mult păr. Adică am două chestii așa, care vedeți că le țin. Da. Cu tonajul de păr. Deci, e cam o chilă de păr. Foarte, foarte, foarte mult păr. Bine, le sunt încălcite acum. Nu, și așa arată extensiile. Sunt imense. Subliniez imense. Mie mi se pare foarte mult. Eu aș merge doar cu jumătate, adică fără bucata aia foarte mare. Precum vedeți, le-am luat culoarea părului, dar asta pentru că mi-am cumpărat baza cel mai deschis blond și mi-am vopsit eu după aia cu vopseaua mea. Vopseaua am lăsat-o mult mai puțin. Adică am lăsat-o 10 minute în loc de jumătate de oră, cum țin eu vopseaua în mod obișnuit. Și cam așa arată, le-am spălat de câteva ori și acum vă jur sunt super încălcite pentru că le-am avut în bagaj și nu le-am mai împieptănat, nu le-am mai spălat de atunci. Le trebuie spălate cam o dată la lună. Și cam aceasta sunt eu cu kilogramul de păr.
parcă-s Hagrid din Harry Potter. Deci, femeia cavernelor. Din punctul meu de vedere, sunt cele mai faine extensii pe care le-am văzut vreodată. Sunt super, super grele, este foarte mult păr. Dacă ți-ai stricat una, deci nu trebuie să le porți pe toate odată. Dacă ți-ai stricat una, apelezi la una pe care n-ai purtat-o niciodată. Într-adevăr, se încălcesc pentru că sunt foarte lungi și trebuie să le tund. În momentul de față mi-ajung până sub buric, mai ales că sunt mică și stau și jos în momentul ăsta, dar ideea este că nu ai cum să le porți pe toate odată, pentru că e prea evident că porți extensii. Nu vă mai cumpărați, nu mai dați bani pe extensiile de la noi din țară, pentru că chiar nu merită. Dacă vă luați extensii din țară, luați-vă 3 seturi ca să ajungeți la astea. Dar mai degrabă vă luați din astea din păr natural, deci se simte exact cum e părul meu, se și vede, cred că. De obicei la extensiile alea se vedea o diferență foarte mare de textură între părul meu și extensii, dar acum nu este cazul, arată super, super natural și mie îmi place foarte, foarte mult. Prețul este destul de piperat, dar dacă stați să vă gândiți la calitatea și cantitatea pe care o primiți, merită și este exact același lucru ca și cum ați cumpărat de la noi, doar că primiți ceva mai bună calitate. Cred că o să mă țină 450 de ani ăsta pentru că am atât de multe bucăți, este foarte, foarte mult păr și vi-l recomand cu drag. Acesta a fost videoclipul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vreau să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți ce experiență ați avut cu extensiile, dacă v-au plăcut filmele din România, dacă ați încercat și altceva, experiențe nașpa, bune, ce vreți voi, vreau să-mi povestiți, că îmi place să citesc toate poveștile voastre. Dați un thumbs up la acest videoclip dacă vreți să mă ajutați și abonați-vă la canalul meu ca să fiți la curent cu toate noutățile. De asemenea, mă găsiți pe Instagram și pe Snapchat și pe Facebook. Sunt mereu activă, mai ales pe Snapchat. Disperarea de acum, știți cum este. Și veți avea toate linkurile aici jos în descriere. Să cumpărați cu extensii Resistable Me, aveți codul Resistable Madalina pentru o super reducere. L-aveți scris încă o dată aici jos. Cam atât, vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!